Peste 100 de sportivi de la 20 de centre de popularizare a taekwondo-ului s-au reunit la complexul specializat din orașul canadian Trois-Rivières cu prilejul primului cantonament după eliminarea restricțiilor legate de pandemie. Participanții au executat un program divers de exerciții menite să contribuie la dezvoltarea reacției, precum și viteze de executare a procedeilor tehnice. De rândul participanților a făcut parte și tânărul sportiv Roman Munteanu de Montreal, fost discipol al Federației de Taekwondo din Moldova. Pe parcursul a 4 ani de antrenamente la clubul specializat Chongli Taekwondo Montreal, el a devenit finalist al concursului internațional Canada Open, participant al campionatului mondial printre cadeți, disputat în 2019 la Tashkent. Dar a intervenit o pauză regretabilă de 18 luni, cauzată de pandemie de coronavirus. A fost o perioadă tare grea, pentru că eu nu eram obișnuit să mă opresc pentru așa o perioadă lungă. Deci eu, chiar și dacă nu avem posibilitatea să ne ducem să ne antrenăm în sală, eu mă antrenam acasă, în fiecare zi, în fiecare dimineață mă ducem să fug, să mențin fizicul. Roman Munteanu păstrează licența Federației de Taekwondo din Moldova, având astfel posibilitatea să concureze și pe continentul european. Mai nou, el a trecut de la categoria cadeți la cea de juniori. Are și o nouă categorie de greutate, de 55 kg. De pe 13 până pe 14 noiembrie am o competiție tare importantă, Paris Open, unde prima dată o să particip la o competiție internațională în categoria de juniori. Și fac tot posibil, mă antrenez de 6 ori pe săptămână.